că... Mulțumesc! Bet! Am nevoie de un grup acolo și un grup în partea cealaltă. Iar aici rămâne un con liber, da? Pentru că aș vrea ca înregistrările să iasă bine și să ajungă la dumneavoastră și să puteți să vă faceți treaba ori de câte ori vreți, în apartament, puneți DVD-ul și faceți exerciții. Nu? Ok. Câteva lucruri care aș vrea să le înțelegeți de la bun început. Omul este un sistem electric și are două polarități. Pământul și cerul. Deocamdată, la început. Acest cuplu de forță, dumneavoastră, toată munca care o ducem noi, o ducem pentru a deschide, a debloca, a elimina blocările. Deci, practic, eu nu vă învăț nimic. Ceea ce fac este că vă ajut să deblocați articulațiile sau anumite sisteme sau anumite grupe de ecluze, de valve din corp, în așa fel încât să existe o curgere liberă. Punctul 2. O să aveți următorul itinerar care trebuie parcurs. Primul lucru, învățați să vă relaxați în mișcare. Asta vom face astăzi. Al doilea lucru, să învățăm să coborâm gândurile, nu să luptăm cu ele. Să coborâm gândurile în abdomen. Centrul nostru, primul sistem care se dezvoltă, este ceea ce este în capătul cordonului umbilical. Legătura între noi și mamă, asta e originea noastră cumva. Și noi trebuie să începem să ne raportăm la acest centru al nostru, umbilicul. Fetele care sunt în perioadă, o să vă rog să vă gândiți că vă raportați exact la acest centru de inima. Fără nicio rușine, fără nicio zenă, pur și simplu. Ăsta este centru în acea perioadă de 5, 6, 7 zile. De ce? Deoarece mintea, când o coborâți jos, energia urmează gândurile, sângele urmează energia și veți avea un aflux mai mare de sânge. Și cred că asta nu convine nimănui. Corect? Încă un lucru. Ieri v-am lăsat în mod intenționat să experimentați ceva. Și anume, nu v-am pus în situația de a aduna energia în totalitate, în abdomen, și să o spiralați, să vedeți ce se întâmplă când o spiralați. O spiralați, puneți un gând bun și totul e ok. Nu, am încheiat fără să fac această stocare a energiei și am lăsat energia în corpul dumneavoastră. Și sunt sigur că n-ați experimentat o stare foarte bună. Ați fost ușor amețit. Corect? Nu? Corect. Ei bine, lucrul acesta se întâmplă ori de câte ori vom lăsa energia, doar o vom lăsa. Cumva la sfârșit, noi trebuie să strângem energia în abdomen. Intestinele sunt singurile care permit, la început, strângerea energiei și refacerea peristaltismului intestinal. Noi aici avem, întotdeauna avem nevoie de energie. Pentru digestie, pentru o serie de lucruri care apar în corpul nostru. Pe de altă parte, în orice ce facem, în toate mișcările, primul lucru care se mișcă este imaginea. Adică, noi trebuie să ne vedem un pic înainte cum vom ajunge. Dacă noi vom ajunge în poziția aceasta, noi trebuie să vedem imaginea, să o simțim, să o trăim și să lăsăm curs ca imaginea să poată să miște corpul. Dacă dumneavoastră sunteți în situația de a face 1, 2, 3, 4, 5, atunci e situația oamenilor care nu, încă n-au început să învețe. Dar dumneavoastră, categoric, nu faceți parte din această categorie. Se aude în spate? Dacă nu se aude, puteți să vă apropiați. Deci, în orice ce faceți, gândurile nu luptați cu ele, lăsați-le să coboare în abdomen. În orice ce faceți, implicați emoțiile. Emoțiile, dacă le lăsați prea mult în piept, iar vă creează probleme. Cumva trebuie să le lăsați să coboare în abdomen. Totul pleacă de aici. Și punctul 3. Trebuie să vă simțiți confortabil și relaxat, să nu trageți de dumneavoastră. În toată această muncă veți avea două voci. Una care vă va încuraja
și una care vă va descuraja. În toată această muncă, indiferent ce faceți. Prima zice, este interesant, este extraordinar, ia să vedem cum ar fi. Și facem. A doua zice, tipul ăsta bate câmpii sau nu o să fac niciodată așa ceva. Sau, chestia asta n-am auzit niciodată. Aceasta a doua voce se mai numește sabotorul. Acest sabotor face munca eu-ului dumneavoastră. O parte din eu, din ego. Cumva acest sabotor trebuie să-l lăsați să vorbească, să nu vă contraziceți cu el, dar pur și simplu să lăsați totul să se ducă în jos. Ok? Bine. Deci, când avem energie, când curge energia, o vom rula prin tot corpul. 2. Vom programa energia, vom pune un gând bun, o faptă bună, o emoție bună. 3. Vom stoca energia. Și 4. Vom dispersa energia, vom face acel masaj de încheiere. Este suficient atât. Ok? La sfârșit, dacă există întrebări și ard, nu puteți să stați cu ele, să le rezolvați dumneavoastră, mă întrebați. Ok? Bine. Deci, haideți să începem. Vom face exact ceea ce am făcut ieri. Cineva să vadă la camera merge, cred că merge. E ok. Deci vom repeta exercițiile de ieri. Cumva aș vrea să veniți prea în spate. Veniți mai. Faceți ca un... Pe două rânduri, ca un fel de semicerc. Sau trei rânduri. Important este să ne vedem. Următorul lucru, vedeți dacă aveți spațiu. Ok. Bine. Deci, începem cu cea mai simplă mișcare. Mișcarea numărul 1. Care este vibrarea corpului. Toate animalele fac acest lucru, dar omul cumva a uitat să facă. Există o expresie, ce anume, că îți îngheață sufletul sau îți îngheață corpul energetic. În fapt, acest corp energetic îngheață și sunt o serie de exerciții care arată gradul de înghețare. Când faceți această mișcare de scuturare, începeți practic munca de dezghețare a corpului energetic. După care, Phoenix-ul scutură penele. Inspirăm, expirăm în jos. Avem un sunet subvocal, se anume sunetul Hi, de la hipopotam. Vom face cu sonor, da? Începem? Aud. Relax. Încă o dată. Ca și cum ați împinge ceva în jos, ați lăsa să curgă ceva în jos. Acum, ieri cineva a pus o problemă foarte drăguță și eu trebuie să dau un răspuns astăzi. Nu o să vă dau răspuns, dar o să vă dau un exercițiu. Unde sunt eu în corpul meu? Sunt în cap? Sunt în gât? Sunt în inimă? Sunt în intestine? Sunt în genitale? Sunt în călcâie? Unde sunt eu? Voi folosi o tehnică, și anume vei scoate sunetul și... Și vedeți unde vibrează el cel mai mult. În cap, în nas, în gât, în inimă, unde vibrează cel mai mult. Și vom face lucrul ăsta acum și vom face puțin mai târziu. Să vedeți ce se întâmplă în exerciții. Ok? Bine. Din nou inspirăm. Iar dacă vă este greu cu sunetul ăsta, sunetul pe nas. Și vedeți unde anume este centrul lui, unde vă simțiți cu sunetul ăla, care este centrul lui. Repetăm, și...
și a realizat că e cumva prin zona capului, mâna sus. Cap și în spatele nasului undeva. Oh, interesant. Care a realizat că este undeva în zona gâtului? Care a realizat că este undeva în zona inimii? Care a realizat că e în plexul solar? În abdomen? Genitale? Asta nu, că asta e tabu. Trebuie să ajungeți aici. Trebuie să vă conectați cu corpul dumneavoastră. Acum fiți atenți, aveți proprietatea de a coborâ acest sunet treptat, 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 să vă gândiți cum coborâți. Sunetul mutați mai jos, mai jos, mai jos. Nu forțați. Toate lucrurile vor veni normal. Sunt situații în care omul trage de o ceapă ca să crească. Ok, o zi, două, trei a tras, pe urmă cade pe brazdă. Deci, lăsați lucrurile să crească de la sine. Inspirăm. Și... Relax. Încă o dată? Ați prins deja. Întotdeauna când aveți o confruntare, un challenge, o întâlnire, o negociere, înainte de a ajunge acolo, asigurați-vă că ați coborât cât mai mult jos. O să vă arăt de ce. Cât sunteți aici? Sunteți foarte mulți, corect? Vino cu acesta acolo. Aici. Și o să vă rog câte persoane vreți să stați în spatele lui. Nu, cu fața la mine. Câte persoane vreți în spatele lui? O să trebuiască să-l ajutați. Haideți, 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 haideți. Aproape sau la o distanță? Cât? Atingeți partenerul din față. Haideți, mai mult, mai mult, mai, 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 mai. Cât sunteți? Până la 20, mai, mai. Repede, repede, repede. Ok, mai, mai, mai. Credeți că e suficient? Dacă eu auzi sunetul în cap, unul este suficient ca să mă împingă. Unul. Cu cât cobor sunetul, cu atât ceva din mine coboară în pământ și se înrădăcinează. Și eu de fapt aud vorba asta în popor. Tipul ăla este bine înrădăcinat, domne, cu picioarele pe pământ. A, cine ăla? Ăla e cu capul în nord, domne. Nu știe unde este, domne. Nu știe unde este. Pentru noi este foarte important să înțelegem conceptul numărul 2, înrădăcinarea. Până la Dumnezeu, pământul e mai aproape. Până la cer, pământul este primul care ne susține, ne iubește, ca o mamă. Deci, sunteți gata? Sunteți suficienți? E ok. O să vedeți în partea a doua ce se întâmplă. Voi lua o fată foarte subțirică, foarte neîncrezătoare și voi face cumva tehnica pentru ea, împreună cu ea. Și zic 1, 2, 3 și începe să împingeți pe rând. Sunteți gata? 1, 5. Trei, patru, cinci, șase, toată lumea, șapte. Ok? Interesant, nu? Acum stați în aceeași formație. Stați în aceeași formație. Tânăra, vină cu aceea. Tu, vină cu aceea. Cea mai fragilă. Sau cea mai tânără. Cea mai fragilă și nu crede în ea. Iar noi o vom ajuta să creadă. Deci, următorul lucru. Da. Următorul lucru, ea se va gândi pur și simplu cum alunecă undeva în abdomen, va scoate sunetul, ușor, 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 ușor. Și haideți să vedem două, trei persoane ce se întâmplă. Deci, tânăra va fi aici și aici. Îndoaie ușor genunchii. Stai bine în papuci?
Da. E ok, normal. Deci, următorul, tu vină cu acel, următorul, ok. Ce ne interesează acum? Ne interesează să o ajutăm să devină conștientă de acest sunet, cum o va înrădăcina. Treptat, treptat o va înrădăcina. E clar că ea ceea ce va face, va scoate sunetul. Și? Împreună? Și? Și ceilalți îi împinge? Stai să vedeți, ai simțit ceva? Mergi! Deci, ceea ce ați văzut este în plan fizic, dar trebuie să rețineți că toate au ecou în planuri mult mai subtile, în plan emoțional, în plan mental și așa mai departe. Cum te simți? Interesant, nu? Ok. Toată lumea formație? Acum ați înțeles? Deci, dumneavoastră când vă mutați centru, este un centru în care dumneavoastră vă simțiți acolo. Dacă vă simțiți aici, astăzi o să trebuiască să faceți un exercițiu care se numește practic mâinile lipicioase. Deci, împingeți, schimbați, iar împingeți, iar schimbați. O să învățați. Deci, tânărul este aici. Dar eu sunt aici. Iar el știe deja lecția și caută să coboare cât mai mult aici. Și eu știu că știe. Și nu mă opun cu nimic. Și el se va opune bine de tot. Iar eu pur și simplu voi împinge și voi folosi doar forța fizică. Mă ajută cineva? Ok, acum am nevoie de cineva foarte piriform, foarte hipțiret. Tu nu coace, Monica? Așa ce te-mi poziție? Ceva interesant este că... Lasă mâna moale. Ține mâna în apropierea mâinii mele. Doar lasă moale. Caută să te opui. Împinde ușor. Tu împinde ușor. A fost ușor? Da, ce? Interesant, nu? Ce simțiți? M-am concentrat pe... Da? Așa și... Mai tare, ca să audă și ceilalți. M-am concentrat în abdomen să... gândurile și așa, dar... Legătura ta cu pământul unde era? Undeva. Nu mai era, la nivelul ăsta, da. Da. Și când ea a apăsat, ai putut să opui rezistența? Nu. Nu. De ce? Unde te simțeai tu? Aici sau aici? Sus. Sus. Deci, era sus. Ok? În toate lucrurile în care dumneavoastră reușiți, trebuie să vă simțiți aici. Pentru că veți fi cu tot corpul aici. Existau filmele americane în trecut, 60-40, în care în afaceri îi spuneau, doamne, fac afacerea asta, simt afacerea asta, reușești afacerea asta. Vă mai aduceți aminte? Foloseau creierul abdominal. Ok, nu e nicio problemă. Învățați acum. Deci, lecția de astăzi are ca temă recapitularea exercițiilor de ieri, găsirea centrului dumneavoastră, înțelegerea importanței acelui centru în tot ceea ce faceți dumneavoastră. Ok? Bine. Mulțumesc. Deci, haideți să coborăm acum ușor, ușor, cât putem. Nu e nicio crimă dacă am avansat atât sau atât sau atât. Ok? Din nou inspirăm. S-a produs ceva, ați început să coborâți? Mâna sus dacă da. Da.
Bun, mai repetăm o dată. Și cu sunetul hi sau m, cu care vă place? M, da? Rela. Și lăsați să curgă. Și acum începem practica de încălzire. Deci mâinile, din nou repetăm exercițiul 1 și 2. Scuturăm. Fainic plus scutură penele. Vom începe cu brațele și anume pur și simplu strângem brațele și împindem ușor în spate, în zona mijlocului, zona lombară. E mișcarea vizitiului. Acum bebelușul și vom arăbăda o dată bebelușul după ce vom activa contraforța. Deci 1, mâna dreaptă, 2, ciocul de cocor, 3, 4, împingem dar nu împingem, tragem dar nu tragem. Vibrați ușor. Simțiți cum se produce o întindere? Da? Relax. 1, 2, 3, relax. 1, 2, 3, relax. Cei care au probleme, dureri la încheieturi, aveți? Da. Ok. Ceea ce veți face acasă este să luați un obiect. Am deja obiect. Și să faceți această mișcare, mâna în față. Gândiți-vă că aveți o piatră în mână. 1, 2, 3, 4. Nu contează. De la început. Și 1, aici. Doi. O să înțelegeți. Ca. Schimbăm. Și 1, 2, 3, 4. Aha. Aha. Aprins. Gata. Și 1, 2, 3, 4. Super. Putem face cu două mâini? Haideți! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tradiția spune că trebuie să ai o ceașcă de ceai care să nu cadă, să nu se răstoarne. Dar o cutie de chibrit este foarte bine. Ok? Deci, 1, 2. 1. Simțiți cum lucrează tendoanele? În tao, în general, nu se pune accent pe mușchi. Mușchii n-au nicio importanță. Se pune accent foarte mult pe tendoane. Uitați-vă la un cal, are piciorul atât de subțire și totuși dacă te lovești, te regreți. Ai stat acolo. Ok? Deci, ceea ce lucrăm sunt tendoanele. 1. Întindeți, dar nu întindeți. Trageți, dar nu trageți, apare o vibrație, corect? Bun. 1, 2, 1, 2, 1, 2. E ok, scuturați. Simțiți puțină tensiune, cum se scurge acum? Următorul exercițiu
acum facem bebelușul, 1, și vă întindeți ușor pe vârful picioarelor, împingeți ușor în spate și extindeți brațele. Relax. 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 Am aici contraforța, acea tensiune. Tensiunea s-ar exprima găsit dreapta în mijlocul curbei. Înțelegeți? Deschid, găsiți dreapta în mijlocul curbei. Deci dai 1. Relax. 1. Relax. 1. Relax. Bun. E ok. Mergem mai departe. Și ceva mai lejer, mai comod. Și cu cât dumneavoastră sunteți mai conectați cu corpul dumneavoastră, cu atât veți fi mai conectați cu interiorul dumneavoastră. Cu cât se întâmplă lucrul acesta, cu atât rezoluția percepției crește. Adică, prin rezoluție înțeleg profunzimea, claritatea și detaliile. Și puteți să faceți acest exercițiu și împingeți în sus. Relax. Și Sim. Ok, facem așa, înnotat. Acum înnotat pe spate. Acum opriți-vă în această poziție. Aduceți coatele unul către celălalt. Și depărtați-le. Sus. Și. Acestea sunt exerciții care lucrează foarte mult cu echilibrarea emisferelor. În Tao noi lucrăm cu 8 departamente ale creierului, dar în general s-ar putea spune că sunt două mari emisfere. Și? Și? Învățați să vă simțiți cum se simte un copil. Un copil nu se simte nici intelectual, nici emoțional. Este în primul rând se simte foarte bine în corpul lui și se joacă mult. Umerim, eliminăm tensiunea din umer și anume inspirăm. Relax. Relax. Următorul exercițiu, gâtul, capul de cocor. Cei care aveți probleme cu gâtul, stați mult la catedră, stați mult la calculator, normal că apar tensiuni. Pentru acest lucru avem cocorul care bea apă, întindeți ciocul și inspirați, expirați. Inspir, expir. Inspir, în principiu merge deja din ce în ce mai bine. Acum vom face mișcarea inversă, și anume mișcarea cestoasei care scoate capul din carapace. Bărbiam piept. Relax. Și acum vă luați un partener
stați unul lângă celălalt, împingeți umerii în partener. Și mișcați capul precum bubnița. E? 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Lucrați cu doamna, o să trec pe la fiecare. Dacă vă e greu, lăsați bărbia ușor, ușor, retrageți-o un pic și apoi mișcați. 1, 1, da, vă împingeți. 2, da, 1, ăla e, 2, 1, 2, corect, ușor, ușor, într-o parte, apoi în partea cealaltă. În timp se va produce o minune, 1, 2. Haideți să luăm celelalte exerciții care le faceți foarte ușor. Rămâneți acolo. Primul. 1, 2. 1, 2. Unul lângă altul. Unul lângă altul. Percepeți umărul partenerului. Partenerul este un mare ajutor. Este cel mai bun prieten. Vă ajută să vă perfecționați. 1, 2. 1, 2. Văd că toată lumea face exerciciul ăsta bine. Bravo! Următorul exercițiu. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Excelent. Următorul exercițiu. 1, 2. 1, 2. 1. Stați umăr lângă umăr. Ca să împingeți în partener, să aveți o bază. 1, 2. 1, 2. Și ultimul exercițiu, șarpele. Faceți mai bine ca ieri, vă descurcați bine. În cele din urmă voi rămâne cu oamenii care chiar vor să învețe ceva. E ok. Deci, următorul pas, și cu ceilalți mă voi întâlni într-o altă grupă, care se va crea după amiază. Următorul pas, șarpele, 1, 2, și 1, 2, relax. Acum, pendulul rotirea totală. Ochii deschiși întotdeauna. Cocorul. Când retrag capul, e ca și cum inspir, beau apă. Da? Când mă duc, expir. Relax. Cum simțiți gâtul? Îl simțiți mai bine? Începeți să luați în considerație anumite zone care nu le simțeați? Da. E ok. Cu cât lucrați mai mult cu corpul dumneavoastră, veți deveni vii. Vii și veți avea un control foarte bun, veți deveni din ce în ce mai prezent. După care pătrundeți în corpul dumneavoastră. Ok? Următorul exercițiu, de la umeri, din nou contraforța, ducem brațele în lateral. Deci, nu îndreptați coatele. Când aveți mâna în curbă, datorită tensiunii, veți simți dreapta din mijlocul curbei. Se creează o dreaptă de forță. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Relax. Acum, de ce am făcut? Am antrenat tendoanele de aici până aici și de aici până aici. Cumva eu trebuie să aleg cele două părți. Adică să antrenez tot acest bloc. Ceafa și fața, cumva să încep să detensionez, să elimin acele plăți de tensiune. 1. Simțiți contraforța? Simțiți contraforța? Și
O palmă în sus, o palmă în jos. E ca și cum ați oferit ceva, un fruct. Relax. Cu mea, scuturat, din nou exercițiu 1 și 2. Care e primul? Vibrăm. Când aveți, când începe să eliminați plecile de tensiune, e posibil, în zona inimii sau în alte părți, să simțiți ca o tensiune mare. De fapt, e o tensiune veche care iese la suprafață și vrea să iasă afară. Și atunci, scoateți un sunet, și anume sunetul H. H. Relaș, când erați mici, făceați lucrul ăsta. Da! Taum înseamnă decât a repeta, a învăța legile naturii și a le aplica în propriul corp. Scuturăm, tenisul scutură penele. Acum vom merge puțin mai mult, să scuturăm puțin mai mult corpul. Deci, scuturăm întâi, vibrăm corpul, toate etajele. Ce observăm? Observăm următorul lucru. Genunchiul se duce înainte și vine înapoi. Aruncăm, practic, genunchii înainte, da? Da. Lăsați organele, simțiți organele pur și simplu cum se relaxează, vibrează. Deci, învățăm să eliminăm tensiunile din interiorul corpului. Apoi aici. Apoi aici. Fetele, în special sânii, eliminați tensiunile din zona ganglionară, zona sânilor. Umeri. Maxilarul. Întregul corp. Și acum am fenixul scutură penele. Și? Ca și cum v-ar fi fric. Și? Vom scoate un sunet ca să ne retrezim acea idee de vibrare, de scuturare. Și anume când eram mic și ieșeam din apă pe mal, ce făceam? Până apare fiorul, apare ca un fior. Și veți vedea pielea ca de găină. În momentul acela, sistemul nervos periferic s-a eliberat de tensiune. Și ce înseamnă lucrul ăsta? Începe să simțiți apropierea cu persoana din fața dumneavoastră. Acel experiment minunat care își spunea acea doamnă, și anume copiii pun mâna pe inima celuilalt, ascultați bătăile inimii. Ok, dar ai nevoie de a putea face și tu ca adult. Deci, ne relaxăm din nou și trecem la următorul nivel. Relaxați mâinile și pendulați. Pendulați. Exact. Pur și simplu, lăsați mâinile, lăsați corpul, rotește mâinile. Mâinile n-au nicio treabă, sunt foarte relaxate. Acum bateți ușor burta și spatele. Și acum, când bateți în zona asta și în zona asta, dumneavoastră, practic, produceți un câmp de senzații puternice care va crea noi legături cu centrul dumneavoastră. Și apoi inspirați ușor și contractați ușor burta când bateți și expirați, relaxați, contractați. Este un exercițiu extraordinar pentru a începe să deveniți vii și plin de substanță. Pentru a vă recăpăta expresia de sine, de libertate și putere. Relax. Următorul exercițiu e ca și cum ați arunca apa într-o parte și în cealaltă.
Adică lăsa sângele să alunece prin mână în vârful degetelor. Acum, mai mult, să împindem și creăm acea contraforță. Ce am făcut? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, relax! Exercițiul numărul 1 este vibrăm corpul. Puteți să faceți și sub vocal. Să lăsați ieșirea din inimă să ducă afară. Relax. Scuturăm. Bun. Următorul nivel este partea aceasta și probabil că astăzi o să înțelegem ce se conectează creierul și toate organele noastre, cu ce anume se conectează. Începem cu această parte. Mișcările sunt simple. Trebuie să încălzim ușor părțile laterale și anume 1, 2, 3. Priviți mâna. Schimbăm. 1, 2. Cei care au probleme cu vezica biliară mănâncă repede și nu își lasă timp să savureze. Ce se întâmplă între două îmbucături? Bine ar fi să fac acest exercițiu, de a împinde ușor, 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 ușor. Și schimbăm. Relax. Simțiți ceva? Dacă veți face și aducerea picioarelor unul lângă celălalt, vă garantez că veți simți. 1. 3. Bine. Schimbăm. 1. Relax. Excelent. Acum mergem mai departe. Și anume bazinul. Avem o mișcare simplă. În primul rând noi trebuie să ne vedem ca imagine mișcându-ne. Dai 1, 2, 1, 2, 1, 2. Pur și simplu luați-o ca un joc. Exprimați-vă. Dați-vă libertatea de a fi creativ. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Coborâți mai jos. Stop. Relax. Următorul nivel, dai 1, 2, stânga la stânga, dreapta la dreapta. Ceva se mișcă pe aici? Se mișcă ceva pe aici? Acum. Mergem cu mâna mai în lateral și lovim ușor piciorul. Oh, ați avut și îl veți avea. Următorul exercițiu, dai 1, 2, 1, jucați-vă, nu gândiți că, domne, vreau să fac perfect, cât mai perfect, nu. Pur și simplu, simțiți-vă bine. 1, 2, 1, 2, relax. Cum lucrează zona asta? Lucrează? Nu știu unde să-mi pun mâna.
Okay. Shoulder-le. Shoulder-ile trebuie, când începe shoulder-le, întotdeauna trebuie să vibrați puțin mai mult pentru a încălzi zona shoulder-lor. Avem un exercițiu care se numește șatul jadului. Este extraordinar pentru fetele care au probleme cu sânii, ovarele și complicații în zona abdominală. Și pentru băieți la fel, testicule și complicații în zona abdominală. Saltul jadului este simplu. Începeți de aici. Și acum aș sări la cer. Simți vibrația, partea feminină aici, partea masculină aici. Relax! Ok. E bine. Acum shoulder-ul. De aici, ce facem? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Faceți cât puteți. Mâine știu că o să veniți în pantalon. O să vă fie mai ușor. Dacă puteți de aici, e ok. Nu-i problemă. Nu aruncați cu nisip în partener. Nu v-a făcut nimic. Ok, schimbăm. 1. 2. Rotiți soldul. 1. 2. 1. 2. Ok. Și nu facem împreună cu fața încolo. 1. E ca și cum vă luați avânt. 1. Piciorul îl îndoim. 2. Împingeți ușor în călcâie. Ca și cum ți-ar deschide aici articulația. 3. Împingem ușor. Ca și cum se deschide aici. 4. Relax. 1. 2. Împingem. 3. Împingem. 4. Relax. Nu mai bine ca el. Deci dacă avansăm, asta înseamnă antrenament. Pe partea cealaltă. Celălalt picior. Deci, acum așteptăm cu piciorul drept în față. 1, 2, împing în călcâie, 3, împing, 4, din nou, 1, ca să cum noi arătăm chiar acolo. Uit la tine și... 2, 3, 4, relax, e ok. De ce trebuie să faceți lucrul ăsta? Pentru a putea avea un grad de mobilitate extraordinar aici, aici și aici. Și când mobilitatea în shoulder există, puterea de expresie a dumneavoastră este extraordinară. Mergem mai departe. Următorul tren, de anume următorul nivel, genunchi. Pentru genunchi, cei care au probleme cu genunchi, aveți? Da, eu. Sigur! O să vă învăț un exercițiu simplu. Da, dar nu veți mai avea. Și principala întrebare care se pune, ce veți face când nu veți mai avea probleme? Ne găsim. Deci, când aveți probleme cu genunchi, exerciții este compus din două părți. Prima parte este ceea ce se vede, se anume ceea ce facem acum. Îndoim ușor genunchii, strângem ușor degetele în nisip, strângeți, presați în degete în nisip și loviți ușor.
chestia asta acumulăm foarte multe toxine. Hai, când lovim ușor, învățăm să le drenăm, să le lăsăm să se ducă. Partea a doua a exercițiului și de fapt de astăzi toate exercițiile au de-a face cu perineul. Și ajungem în ziua a doua cu prima grupă. Perineul. Ai ceva poate de sus? Da. Perineul este cea mai importantă zonă în tot ceea ce faceți fizic, emoțional, mental. Trebuie să aveți o bună priză de conștiință cu această zonă. În fapt, toate exercițiile Tao antrenează două elemente, conștiința și conștiența. Conștiința este simțirea dumneavoastră, capacitatea de a simți nu numai prin simțuri, capacitatea de a simți din abdomen. Creierul abdominal are capacitatea de a simți. Conștiința este cu cât e mai centrată, cu atât puteți să luați un lucru și să-l duceți la capăt sigur. Simt? Zona perineului, cumva v-ați mai întâlnit cu exercițiile astea, ele se numeau exercițiile Kegel. Doctorul Kegel le-a adus de undeva din Orient, le-a adus aici și a dat câteva exerciții. Numim perineul, deci în gândirea chineză numim perineul zona de la coccis, în partea de jos, până în zona glandului. Glandul, penisul la băieți, clitorisul la fete. Întreaga zonă, de aici până aici, toată această zonă o numim perineu. Când dumneavoastră toate exercițiile pleacă ca putere și expresie din perineu, dumneavoastră veți acumula multă putere. Și acest planșeu se va consolida. Este prima diafragmă, diafragma urogenitală. Și acest planșeu va consolida diafragma pelviană, care va ține organele și le va ridica la locul lor. Ceea ce spunea domnul profesor, că ființa umană a fost creată, construită, să meargă în patru labe. Și oameni de știință sunt perfect de acord cu acest lucru. Cumva a devenit bipedă, iar organele încă nu sunt obișnuite la această poziție. Din cauza asta, gravitația ne joacă fește. Adică, treptat, organele coboară. Dacă diseară, dumneavoastră, pur și simplu, vă întindeți în pat și puneți ușor picioarele pe pernă, undeva mai sus, doar studiți un pic burta, un pic. Veți vedea că somnul este mai odihnitor și dimineața vă veți trezi vesele. Jumătate de noapte decurge până când organele abia ajung în poziția lor inițială. Dar dacă noi aducem organele în poziția inițială de la bun început, somnul va deveni din ce în ce mai bun. Ok? Deci, perineul este prima diafragmă, de undeva din zona glandului până în zona coccisului, toată partea de jos. Are de-a face cu sinele dumneavoastră. Modul în care noi începem să relaționăm cu sinele este modul în care noi construim această putere în perineu. În general, e o zonă care nu avem o bună priză de conștiință cu ea. De aceea, la bătrânețe, 50, 60, 80, 100 de ani, cumva nu mai putem să ținem urina, nu mai putem să ținem sfinctere, nu mai putem să controlăm zona aceea. Mai ales după naștere, după episiotomie, acea tăietură care o fac doctorii, ați auzit de ea, nu? Ok. Începe să aveți probleme cu perineul. Și prima muncă este să începem, separăm perineul în trei părți, partea din față nu ne interesează, partea din mijloc încă nu ne interesează, partea din spate coccisul și anusul. Și vom lucra puțin cu zona anusului, un pic, câte un pic, în fiecare zi și conștiința dumneavoastră va crește până va cuprinde întregul perineu. Apoi, veți vedea că, stabilizând munca cu acest planșeu, veți putea ușor să lucrați cu următorul planșeu și cu diafragma toracală. Și asta e tot. Starea care va fi o stare de coerență, de muncă sincronă. Și atunci vă veți simți ușor și veți merge ușor și vă va fi bine. Ok? Deci, anusul, gândiți-vă ca și cum ar fi o roată de cașcaval. Și o împărțiți în patru, ok? Partea din față, spate, dreapta, stânga și centru. Toată lumea știu că poate să lucreze bine cu centru. Adică poate să ridice anusul și să-l lase jos. E ok?
Haideți să vedem, în primul rând, eliminați stările acelea de vinovăție, de păcat și așa mai departe. În general, ele se fixează exact în această zonă. Transformați-le în stări de curățenie, sfințenie, fără de păcat, curat și natural. E ok. Deci, inspirăm, eu cumva o să vă arăt cu mâna când să contractați, când nu, așa că nu trebuie să vă folosiți mâinile, că n-au nicio treabă. Inspir ușor și contract anusul ca și cum m-ați reține până la toaletă. Mai am puțin să ajung, dar trebuie să mă rețin. Înțelegeți? Și 1. Expir. Inspir. Expir. Inspir. Expir. Inspir. Expir. Inspir. Expir. Relax. Ce fac aceste exerciții? Nu prea multe, mărești concentrația de endorfine în corp. Endorfinele produc acea stare bună de putere și de bine. Ceea ce fac sportivii. Sportivii aleargă, fac o mulțime de eforturi, dar cumva, inconștient, încep să contracte perineul. Ați văzut un pui de căprioară? O căprioară? Să zicem lopătar, cerbul lopătar? Ați văzut cum dă din codiță? El tot timpul contractă, 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 contractă și e viu și arată extraordinar. Și ce au făcut oamenii de știință? I-au tăiat coada. În 3 luni a îmbătrânit și a murit. Nu avea cum să producă acea stimulare. Înțelegeți? Coada la animale este precum fontanela la oameni. Puterea la ele vine prin coadă și dacă îi tai coada la o pisică e greu să meargă pe gard. Și noi am mai rămas ceva din coada noastră, trebuie să începem să ne reintrăm în drepturi, adică să începem să simțim acea zonă. Din nou, perineul sus, relax, sus, relax, inspir, contract, sus, 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 relax. Acum aveți până mâna exact pe zona șezutului dumneavoastră, bineînțeles. Și anume trebuie să urmăriți cum contractați perineul și în același timp începeți să contractați ușor fesele. Ok? Și 1, inspir, relax, expir. Inspir, relax, expir. Inspir, relax, expir. Ok. Merge? Toată lumea reușește? Bun. Atunci o să vină partea mai ușoară. Vom începe să controlăm fața, spatele, dreapta și stânga anusului. O să vă întrebați de ce. Când aveți dureri de coloană, de o persoană și spun. Ai dureri de coloană? Da. Unde te doare? Aici. Ok. Inspir, contract, ridici perineul sus, anusul sus și împingi în spate. Împingi în spate ce? Perineul. Și învață, în 10 minute dispar durerile. Pentru că partea din spate a anusului, ca putere, ca energie, hrănește toată partea din spatea dumneavoastră, a coloanei. Când dumneavoastră nu mai simți zona asta, nu veți mai simți zona asta, zona asta, zona asta și zona asta. Dar dacă vă veți reîntoarce la sursă și simțiți puterea în zona asta, toate părțile corpului vor fi din nou tineră. Nu vreți? Sigur. Toată lumea vrea, e un vis al omenirii, să fie tot mai tânăr. Deci, perineul sus și punem mâinile exact aici, se împingem ușor, ținem perineul sus și veți observa cum perineul se duce în față. Relax. Din nou, sus, împingem și perineul fuge în față. Spate. Inspirăm ușor, tragem perineul sus, împingem mâinile, împing mâinile, împing, împing, împing. Și perineul a fugit sus și se duce ușor în spate. Relax. Ok, exercițiu numărul 1, scuturăm corpul. Exercițiu numărul 2, vibrăm. Și numărul 3, ușor, ca un abur, sunetul hi, fără să se audă, coborăm acest abur prin noi. În jos,
în abdomen, în picioare. Da, da, da. E greu? Mergem mai departe și facem partea a doua a genunchilor. Am făcut exercițiu cu perineu ca să înțelegeți cum puteți face partea a doua. Diferența între exercițiu simplu cu genunchii și exercițiu simplu cu genunchii în care adăugați perineul este doar rezultatul. Fără a contracta perineul, pur și simplu rezultatul apare la 50 de zile. Când adăugați contracția perineului, rezultatul apare mult mai devreme. Da. Dă-mi o monedă. Care aveți o monedă? Nu, era ok, da, e o monedă până la urmă. Perfect. Pentru că mi-ai dat o monedă, vreau să arăt ceva. După exercițiul pe care l-ați făcut. Unde ți-a plecat acum? Nu-i adevărat? E rău! Nu se poate. De ce se poate? Nu știu. V-ați vitalizat suficient și creierul dumneavoastră funcționează. Curenții dumneavoastră cerebrali, acum, sunt care vreți să mai încercați. Sunteți care sunt magneți. Bă, ce deșteaptă m-au făcut. Eu până nu m-am magnetizat. În momentul în care v-ați încă. Nu știu. Da. Încă. Incredibil. Să vedem ce se întâmplă. Ce vreau să spun. Să vedem ce se întâmplă. Să vedem ce se întâmplă. Să vedem ce se întâmplă. Imaginați-vă puterea de concentrare pe care o pot avea ei la oră. Care mă duc? Eu puteam trezantarea, să vedem dacă mă vedește. Da? Ei, acum gândiți-vă că elevii vin așa moi și n-au nicio putere în ei. Câte valoare are lecție? Înseamnă că mă subapreciez. Te subapreciez, e clar. Da? E limpede, da? Ce joc! Dar e uimitor. Da, stă! Acum mă simt pe deșteaptă. Bun. E regulă. Acum, ca să aveți o măsură cantitativă la un proces calitativ. Ideea este așa. Zona genitală, zona perineului, este zona de putere reală a dumneavoastră. Când dumneavoastră contractați, este ca o pompă care va trimite hormoni sexuali lichide și câmpuri electrice către creier și creierul va fi hrănit. Și apare această putere. Asta e important. Vreți să mai repetăm acum încă o dată perineul? Da. Ah, interesant, nu? Ok. Relaxați-vă. Hello. Cum avem certitudinea că am executat corect exercițiul? O să vă arăt imediat cum vă veți, cum vă veți da seama că ați realizat corect exercițiul. Corect, bună întrebare. O să vă dați seama. Inspirăm și contractăm perineul și îl ridicăm sus. Împingem ușor cu mâinile, doar ușor. Și el se duce în față. Țineți respirația, țineți această tensiune, duceți mâinile în spate, împingeți și el se duce în spate. Vă relaxați. Excelent. Următorul pas. Vom face dreapta și stânga. Și veți observa că una din părți e ceva diferit. Nu știu ce, dar veți observa ceva. Poate da, poate nu. Inspirăm, perineul sus. Punem mâna dreaptă pe șold. Șoldul împinge mâna, mâna împinge șoldul. Perineul e sus și fuge în dreapta în momentul în care presăm. Relax. Încă o dată. Împingem. Relax. Încă o dată. Împingem, relax. Bine. Ați realizat? Da. Trecem pe partea cealaltă. Perineul sus. Împingem. Împingem în șold, șoldul împingem mâna. Și perineul fuge ușor. Se contractă mai mult partea stângă. Relax. Sus. Împing.
Rela. Sus. Împing. Rela. E ok. Ați observat că între stânga și dreapta e ceva? Da. Care vă e mai ușor să lucrați? Stânga. Dreapta? Stânga. Care e dreapta? Mâna sus. Acum întrebare. Vă place muzica? Da. Vă place poezia? Da. Interesant, nu? Care e stânga? Mâna sus. Vă plac lucrurile exacte? Da. Precis? Ok. Întrebați-vă ce s-a întâmplat. Când noi lucrăm, stânga și dreapta de un număr egal de ori, noi echilibrăm emisferele. Trebuie cumva să ne reconsiderăm atitudinea față de corpul fizic. Corpul fizic este vasul în care stă energia. Apa e minunată, dar dacă nu ai cana, nu poți să o transporti. Nu poți să faci nimic. Ai nevoie de o cană, ai nevoie de un vas. Energia e minunată, dar dacă n-ai vasul, nu poți să o ții. N-ai cum. Ok? Bine. Acum mergem mai departe. Inspirăm perineul. Sus. Împingem în față. Împingem în spate. Dreapta. Stânga. Totul sus. Țineți perineul. Țineți respirația și bateți ușor. Rela. E diferit? Da. Parcă aveți mai multă putere, nu? Da. În tot ceea ce face, dacă plec cu mișcarea asta de aici, primul lucru care îl fac, contract perineu. Contract perineu, expir, e multă putere. Dacă perineu e relaxat, moale, 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 puterea mea, în loc să fugă aici, fuge aici, fuge jos. E ca un planșeu spart, ca un lighean care are fundul spart. Când eu închid, când sigilez cele două porți, anusul și sexul, îmi văd practic ca femeie, dacă sunt, să am o menstruație de scurtă durată, nedureroasă, eventual o zi sau două, și îmi văd să nu mai pierd atâta putere și am un bun management al energiei. Ok. Acum mergem mai departe, ne vom mai întâlni cu exercițiile. Mergem mai departe, genunchi, ușor, rotim genunchi. Invers. Chin. Chin. Față, spate. Ne lăsăm ușor. Dumneavoastră să vă obișnuiți să stați mult în poziția aceasta. De când s-a inventat scaunul, au apărut durerile de spate. Ce anume? De când s-a inventat scaunul, au apărut durerile de spate. Omul nu a fost construit să preseze zona aceasta a sacrului. Și atunci dumneavoastră, când vă duceți la Buddha, pur și simplu stați în poziția asta. De ce? Poziția aceasta este cea mai naturală, iar colonul se orientează perfect, nu se gâtuie, când stați pe scaun, nu se gâtuie și pe urmă se împinge, să presați, să aibă loc tot felul de spargere ale vaselor de sânge, în final, hemoroizi sau constipație. Stați în poziția aceasta mereu, mereu și mereu, la început poate 10 secunde, apoi 1 minut, apoi 2, apoi 3. Uitați-vă la femeile de la țară, care stau în poziția asta, curăță porumbul, taie la rațe, face diverse lucruri, fac, da? O să observați că ele nasc ușor. Când ele nu mai fac lucrurile astea, nu mai stau în poziția asta, nu mai nasc ușor. Ajung să nască prin chinuri. Ele nici nu știu când nasc, datorită faptului că au stat mult timp în poziția aceasta. Sus, când vă ridicați sus,
Ușor. Ușor. O să vă arăt un exercițiu de mlădire a coloanei și am ajuns la această parte delicată, coloana vertebrală. Și anume, exercițiul maimuței. Ce face maimuța? Ușor. Da. Exercițiul maimuței este extraordinar pentru toate persoanele. Am avut grupe de persoane la 60-70 de ani și le-am învățat acest exercițiu. Au devenit conștiente de coloana vertebrală. Sus. Bazinul. Mai facem puțin la degetele de la picioare, anume gleznele. Apoi încă. Cealaltă. Când aveți copilași care au plastic, copilași mai mari, la 30-50 de ani, care au platus, învățați-i să meargă în buș. Când erau mici, ei n-au mers în buș. În buș! În patru labe. Și anume, poziția asta este, nu o să vă pun nicio problemă, această poziție, și anume, piciorul să stai așa. Și mergând prin casă, mergând în sala de sport, copiii vor recapăta din nou bolta plantară. Foarte important, am avut copii, vreau să fac operație, părinții. Le-a spus, mergeți în buș, 3 luni. După 3 luni au venit fericiți. Copilul nu mai avea de rău. Care ar fi dozajul? Care ar fi dozajul? De câte ori pe zi? De câte ori se simte bine. Nu forțat. Faceți în joacă tot. Noi aici ne-am întâlnit, ne jucăm. Ne amuzăm. E chiar foarte amuzant. Trebuie să învățăm pe părinți și atunci ce le spunem? Trebuie să facă împreună toți. Da, păi și acum mergem, suntem mici cercetați. Mergem prin casă, cercetăm. Da. Da. Se joacă cât rezistă. Faceți jocuri care să cuprindă aceste lucruri. Piciorul celălalt. Persoanele care au născut, sau persoanele care au scurgeri, sau persoanele care au probleme cu zona asta, o să vă arăt un exercițiu, o să-l faceți acasă. Exercițiul este simplu. Ușor, ușor, ușor. Nu încercați să-l faceți acum, o să vi le arăt doar. Celălalt picior. Ambele picioare. Aha. Ok. Ce face atât de exercițiu? 1. Persoanele care au născut. Restrânge înapoi în poziția inițială vaginul și uterul. 2. Persoanele care au perineul slăbit. Nu pot să rețină necesitățile. Toate aceste sfintere se vor împuternici. Vor deveni exact ca la început. Următorul exercițiu. Următorul exercițiu. Sunt persoane care au probleme în sensul că parcă îi trage ața într-o parte sau în cealaltă. N-au echilibru. Corect? Da. Exercițiul este simplu. Și pe urmă terminăm cu coloana, da? Piciorul drept, pendulațiul ușor, înainte și înapoi. Apoi scuturațiul. Lateral, spate. Schimbăm. Scuturăm, 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 scuturăm. Ok. Se numește zâna merge pe nori. E un exercițiu simplu și frumos. Cum vă arăt câțiva pași și pe urmă facem împreună. Și pe urmă, ce fac? Inspir, ca și cum aș lua aburul pământului, prin mâini și prin picior. Expir, inspir. Expir, inspir.
Expire. Inspire. Expire. Inspire. Relax. Partea a doua a exercițiului. La locul nostru. Gândiți-vă că sunteți undeva la Tekirgyol, sau undeva unde e mult nămol. Nămol mult. Și vom merge ușor. Când avem această senzație de nămol, ca și cum ne-a prins piciorul, și tragem piciorul ca și cum abia îl tragem din mlaștină. Tragem piciorul și din nou tragem piciorul. Mergeți în sensul ăsta. Mergeți așa. Da, încolo, e ok. Trageți piciorul. Din nou trageți, abia, abia. Și-a pierdut gheata. Din nou trageți. Din nou trageți. Trageți. Trăiți acest moment de tragere. Îl vedeți, îl auziți, îl simțiți. Trageți. 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 Relax. Reveniți. Mergeți, mergeți. Cum simțiți picioarele? Okay. Ușoare. Mai ușoare? Ușoare, da. Și simțiți răcoare? Ok. Am să fac un exercițiu cu dumneavoastră, ne vom simți aura. Aura despre care s-a vorbit atât de mult, acea energie care emană de noi, avem nevoie la exercițiu coloanei și exercițiile cu mâinile. De aceea mereu mâna lipicioasă, mâna apropiată de mâna partenerului, indiferent ce face el. Pentru asta aveți nevoie să simțiți aura, iar astăzi veți simți aura. Într-un minut. Deci, când dumneavoastră faceți exercițiu mergând prin mlaștină, de fapt, tot blocul de tensiuni se scurge și piciorul începe din nou să respire energia pământului și aveți picioare ușoare, corect? A simțit ușurință? Ok. Acum, aura, batem pană. Chem? Chem? Trecam? Din nou? Trecam? Mișcați ușor mâinile în jurul dumneavoastră, apropiind ușor mâinile una de cealaltă. Pur și simplu pulsați. Mai mult. La un moment dat va apare o senzație ca de presiune. Rotiți ușor. Din nou. Rotim ușor. Din nou. Și dacă aveți acea senzație, mai departe sau mai aproape, depinde de dumneavoastră, unde aveți senzația, începe să mergeți pe suprafața ei. Dacă e aproape, e aproape. Dacă e mai departe, e mai departe. Unde simțiți dumneavoastră cel mai bine? Și? 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 Ok. Ați simțit ceva? Simțiți ca ceva așa pufos care vă învăluie? Interesant. Ok, haideți să repetăm exercițiul cu mâinile de ieri. Ce am făcut ieri? Și facem astăzi următoarea bucată pentru ca dumneavoastră să vă crească stima de sine. Mâinile, avem două brățări. Le aliniem. Există vreo persoană care n-a fost ieri? Ok, aliniem brățările. Și lăsăm mâinile una lângă alta. Și veți vedea că una din mâini e mai lungă, corect? Da? Dacă nu, nu e nicio problemă, alegeți care mână vreți. Mâna lungă duceți-o în spate și mâna care vreți nu arătați. Gândiți-vă acum, creștem, creștem, creștem. Suficient. De nou aliniem mâinile. Observați că a crescut. Corect? Interesant. Acum, fiți atenți, aveți încredere în dumneavoastră.
Mâna care e mai lungă, vedeți care este, faceți-o pumn. Mâna care e mai scurtă, faceți-o pumn și priviți-o. Și gândiți, crește. A crescut. Ok. Din nou, lipiți brățările și lungiți mâinile. Vi s-a întâmplat? Da. Interesant. Mâine vom merge mai departe. În fapt, în 30 de minute începe să aveți total încredere în dumneavoastră. Ok. Bazinul, coloana și pe urmă facem mâinile. Deci bazinul, față, spate. Acea mișcare care am lăsat-o la umăr, la urmă, și anume, față, spate, față, stânga, față, dreapta. Rotim. Rotiți ușor, rotiți și relaxați. Seamănă cu dansul din buric. Mult timp, dansurile acestea au fost foarte secrete. În fapt, scopul lor este de a urca energia din partea de jos și a hrăni creierul. Asta e tot. Devii mai viu, mai plin de carismă, mai puternic, cu o expresie de sine extraordinară. Invers. Relax. Larva, mișcarea larvei, larva in, deci facem o mișcare ca o larvă, dar o facem în această formă. Ne aplecăm, ducem genunchii în față, ondulăm. Și? 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 Larva yang, picioarele deschise. Ce fac? Rotez bazinul. Față. Toată lumea bazinul în față. Cobor. Spate. Sus. Față. Jos. Spate. Sus. Toată lumea vă canțeles. Haideți să facem ușor mișcarea și să angrenăm din ce în ce mai mult coloana. Ca și cum ați înnota. Lăsați toată coloana să se unduiască. Când aduc mâinile spre mine, inspir. Strălucirea orizontului, lumina soarelui și o introduc în abdomen. Apoi expir, inspir, expir, inspir. Relax. Dacă faceți exercițiul acesta, veți avea o coloană tânără. Tao spune că suntem atât de tineri precum de tânără este coloana. Precât de tânără este coloana. Exercițiul care vi l-am spus și ieri, cei care au probleme cu picioarele, cu tendoanele, sau care vreți să vă verificați cât de tineri sunteți. Atenție, cronologicul e doar o poveste. Biologicul, vârsta biologică e vârsta reală. Ne lăsăm ușor, căutăm să atingem vârful piciorului. Dacă putem. Dacă nu putem, nicio problemă, îndoaie genunchii din spate, Monica. Genunchiul din spate. Genunchiul din spate. Și mai lăsăm și pentru mâine. Sigur. Ne-ai salvat. Și ce observați? Observați că nu îndoi capul, apoi umerii, apoi toracele, apoi lombara, pentru că nu așa funcționează exercițiul. Mi-e foarte greu să ajung. Nu! Mă las întâi de aici. Și mă relaxez aici mult, mult. Mă las mai mult. Mai mult. Da, și uite că cu pot. Ok. Mânca e perineul. Perineul pune în mișcare o serie de hormoni care vă face mai flexibil. Ok, bun. Acum, din nou, exercițiul 1 și 2, scuturăm. Asta îmi place foarte.
Scuturam. Inspir și sub vocal și cobor totul în pământ. Bine. Exercițiul de tai chi, recapitulăm cele două mișcări de ieri și o să vă rog să o să ne reorientăm invers, și anume trebuie să vedeți marea. Ok. Exercițiul este simplu. Facem împreună. Important este să mă vedeți. Mâinile pe lângă, ușor. Coborăm ușor, îndoim genunchii, depărtăm subșorii, deci ducem ușor piciorul drept, dumneavoastră stângul. Inspirăm ca și cum am ridicat nivelul mării până la nivelul gâtului. Expirăm, marea ne spală și tot ce nu e bun să ducem pământ. Și inspir, expir. Inspir, expir. Inspir, expir. Apucăm o minge de energie precum soarele, ținând-o între cele două palme. Și ne simțim aproape de soare.